Atenție! A început sezonul căpușelor, iar cele mai expuse sunt animalele de companie care, dacă nu sunt deparazitate corect, se pot îmbolnăvi. De ce este periculoasă mușcătura de căpușă și cum o putem descoperi ușor pe animalul nostru, aflăm imediat la Vorbește Lumea! Vorbește Lumea! Am revenit, Vorbește Lumea, ține vara pe val și aduce pentru voi cele mai tari informații, iar în momentele următoare vom dezbate un subiect foarte interesant care ne este adresat nouă iubitorilor de animale. Alături de noi se află Mihai Nae, dresor canin. Mihai ne va spune astăzi cum ne putem feri prietenii necuvântători de căpușe, pentru că a început sezonul estival, dar din păcate a început și sezonul căpușelor. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre prietenii tăi, care sunt foarte cuminți și foarte frumoși. Sunt alături de Missy, care a venit și dotată cu șepuțul. Bună, Missy, ești foarte special, dă-mă pic! Și foarte cuminte, Missy. Păi e dresată, îți dai seama. Și alături de Benzema, care este un... Stai acolo, tata, care este un mascul de Cane Corso, tocmai ieșit campion național. Da, suntem cuminți. Ne ferim frumoși. De soare, de căpușe, frumoși, da, nu mai spunem frumoși. Da. Și cum se feresc animalele de căpușe? Ai câteva sfaturi pentru noi? Este important să deparazităm căței la timp. M-au interesat câteva subiecte de-a lungul timpului, pentru că sunt discuții destul de aprinse, controversate, pe baza unor subiecte. Ăsta ar fi unul dintre ele și am și făcut la un moment dat un podcast, de fapt primul dogcast din România. Dogcast, despre, wow! Da, despre, și despre babesioză și multe alte probleme de care ne lovim. Și ce să zic, din punctul meu de vedere, deparazitarea este extrem de importantă. Gata, Missy, tata. O să mă joc eu cu ea dacă vrei. Mi-o dai mie? Uite, dar am și o perie, uite, dacă vrei să o pieptănăm. Și asta e peria mea, nu mă pieptăm câteodată. Să nu zică nu. Putem să, uite. Da. Haide, Missy, ce apropo vreo de asta, deci cumva trebuie să-i deparazităm. Ceea ce trebuie să știm este că sunt mai multe tipuri de deparazitare și medicul ar trebui să ne ofere varianta cea mai bună dintre toate pentru câinele nostru. Trebuie să știți că sunt câini care, din experiență vă spun, care sunt cumva alergici la unele produse pentru... Care sunt folosite la deparazitare. Da, pentru deparazitare. Și atunci, iarăși, medicul, dacă este ce trebuie, o să ne spună ce trebuie să facem, pentru că putem să-i facem și rău, dar și bine. De asta, deparazitarea se dă cumva pe greutate, pe kilograme, pe... Da, dar în mare cam asta ar fi ideea. În perioada asta de vară ar trebui să-i controlăm destul de des, mai ales dacă avem iarbă sau dacă, așa cum ar fi normal, să ne ducem căței... Mă duc să o plimb. Să ne ducem. Dar să nu vă duceți prea departe, promit da? Promit că nu o să ia nicio căpușă și am înțeles că ea este chiar dresată să nu se tăvălească în iarbă. Ajungem imediat și la acest aspect, pentru că ne oferă Mihai informații foarte interesante și aș vrea să... Deci putem să le facem oarecum rău. Eu am întâlnit... Ne spună care sunt pașii. Am întâlnit niște reacții alergice urâte pe piele din cauza produselor. Aoleu, deci săracii! Sunt, medicul trebuie să știe cam ce face bine și ce nu. Odată la cât timp trebuie să ducem câinii la deparazitare? Iarăși, depinde foarte mult de produs, pentru că sunt produse garantate la 3 luni și produse pe care le-aș folosi în fiecare lună. În orice caz, cățelul trebuie să fie controlat de către stăpân și trebuie să fim foarte atenți, pentru că babesioza totuși este riscantă, mai ales... De ce e riscantă? E riscantă pentru căței hiperactivi. Îți dai seama foarte târziu dacă s-a îmbolnăvit. Dă semne de apatie mai greu decât... Înțeleg că e o perioadă el, mai exemplu, lungă. Da. El mi-aș da seama, el este mai puturos, așa ca să spun, deși un câine foarte, foarte bun, dar ca și rasă ei nu sunt atât de activi. Spre exemplu, la un Malinois, un Belgian Malinois care este un câine hiperactiv, îți dai seama târziu.
dai seama mai târziu și e posibil să fie prea târziu când îți dai seama. Spuneai că trebuie să-i controlăm pe câini. Când facem asta? În fiecare zi? Dacă ieșim cu câinele de două ori pe zi, îl controlăm de două ori pe zi, nu? Sau? Nu este foarte greu până la urmă. Dacă avem un câine cu păr scurt, trebuie doar să-l palpăm, să-l mânghem, pentru că ea se simte, căpușa se simte la mână. Dacă în ce zone ale corpului? În general se duc în zonele calde. Foarte calde, adică sub gât, picioare, dar bineînțeles cumva acum fiind foarte cald se cam legam, găsim peste tot. Deci cam așa din punctul meu de vedere. Dacă avem produsul de parazitar care trebuie și suntem atenți, nu văd cum am putea să avem probleme. Dar este bine totuși să prevenim și să fim atenți. Dacă, de exemplu, câinele nostru are blana mai mare, dacă este mai dificilă depistarea căpușelor? Este o idee mai dificil, dar dacă îl mânghem în răspăr foarte mult, o să ne dăm seama. Adică pe el pot să-l palpez și să-mi dau seama că are părul foarte scurt. Dacă are părul foarte mare, cum e ciobănescu geam cu păr lung pe care l-am prezentat aici, e greu să-ți dai seama, pentru că odată ce l-ai mângâiat, ai acoperit căpușa cu păr și nu-ți dai seama. Dacă îl iei în răspăr, atunci cu siguranță o să o depistezi. În general nu e singură căpușa, deci sunt mai multe. Spunea Emily că Missy, da, este dresată să nu se tăvălească prin iarbă. Este mult spus dresată să nu se tăvălească prin iarbă. Cumva nu se tăvălește, dar tăvălitul prin iarbă are mai multe motive. Tăvălitul prin iarbă poate să fie din cauza bucuriei, un exces de energie, etc., da. Care poate fi, apropo de dresaj, poate fi controlat prin educație. În general, dar e un lucru rău când un câine e atât de energic? Când este deranjant de energic, poate fi un lucru rău, da. Pentru că automat devine și ușor distrugător. Prin casă, da. Etc. Dar mai sunt câteva motive pentru care ei se mai tăvălesc. Asta mai poate fi și un semn că îl mănâncă foarte tare pielea și atunci ar fi o problemă din cauza ori produsului de deparazitare, ori tipului de mâncare. Da? În momentul în care îi mănâncă blănița pielea și așa mai departe și vrem să se scatină foarte tare, nu trebuie neapărat să aibă purici. Poate să aibă și alte probleme și mai sunt și probleme psihice cumva care determină tăvălitul prin iarbă. Da. De obicei o fac și pe fond nervos și atunci cumva trebuie să știm că sunt și câini care se învârt după coadă. Iarăși este o manifestare ușor psihică pe care o rezolvăm tot prin educație și prin consum de energie. Vrem să ne arăți câteva tehnici. Crezi că e posibil? Deocamdată nu, pentru că am venit, trebuia să venim cu crembu și trebuia să venim cu o grămadă de... Nu ai recompensele, dar, cum s-ar spune. În general vin cu om de atac la dumneavoastră, vin cu crembu și vin cu refuz de hrană. Am venit să discutăm pentru că am înțeles că este un... Acum, în momentul ăsta, întâmpinăm o perioadă în care... toată lumea se sperie de căpuși. Da, da. Sunt foarte mulți câini care au murit și care sunt bolnavi la ora asta din cauza căpușilor. Așadar, trebuie să fim foarte atenți. Am văzut că Benzema este foarte atent la stăpânul lui. El deja lucrează. Da, el este în așteptare. Foarte concentrat, da. Este acolo stăpânul și l-a lăsat în așteptare. De asta stă cu noi, nu stă cu noi, pentru că el își iubește foarte tare stăpânul. O am pe Missy care văd că se distrează fantastic. Îi place la noi la emisiune, îi place noul platou. Atât de încântată e, ceva ce nu există. Ce rasă este Missy și ce rasă mi-ai recomandat să iau fetiței mele? Fetița mea este înnebunită după căței. Ea, înainte să spună mama, a spus ham. Adică, practic, când vede un cățel, este nebun, dar are un an și 3 luni și nu știm exact spre ce rasă să ne îndreptăm. Ce ne recomanzi? Depinde acum dacă își dorește un câine de talie mare sau dacă își dorește un câine de talie mic. Are un an și 3 luni, își dorește orice câine. Uite, Caneforso, din punctul meu de vedere, e un câine foarte tare pentru copii. Labradorul, Golden Retriever, dar în general toți câinii sunt înnebuniți după copii. Depinde dacă avem un copil alergic sau nu. Da? De exemplu, dacă avem un copil alergic și vrem să-i luăm un cățel de talie mică, putem să apelăm la un Shih Tzu. Pentru că este o rasă cumva făcută pentru oamenii cu alergii, cu probleme. Dacă ne dorim un câine de talie mare, putem să apelăm la un Poodle sau un Labradoodle.
Labradoodle-ul este o combinație de labrador cu poodle și niciodată nu îi cade părul. Niciodată. Ce tare! Da? Dacă nu avem un copil cu genul ăsta de probleme, atunci putem să apelăm la, repet, la un cane corso, la un Yorkshire, la un golden retriever, la un labrador. Deci, mulțumim, Mihai, mulțumim, Missy, mulțumim, Benzema. Majda, este gata masa? Ni s-a făcut foame. Este gata.